străbunica Lilie cu noi. Așadar îi spunem bună seara. Bună seara străbunicii, bună seara nepoatei și bună seara colegei mele Alexandra Florescu, pentru că ea a fost cea care în mare parte s-a ocupat de acest caz. Străbunica, nu v-am lăsat să plecați acasă la Drobeta, pentru că s-a anunțat viscol, vreme rea și am vrut să știm că sunteți bine și că să putem să avem grijă de dumneavoastră. Ce faceți? Cum sunteți? Bine, așteptăm să ajungem pe acasă. Să ajungeți acasă? Vă e dor de acasă? Casa mea. Locul meu. Casa dumneavoastră, locul dumneavoastră. Locul meu. Da. Străbunica, v-am anunțat săptămâna trecută de suma de bani. Vreau să vă spun că, conform ultimilor rectificări, s-au strâns 150.000 de lei. Asta înseamnă cam 33-34.000 de euro. Asta înseamnă că putem să-i luăm nepoatei casa ei acolo la Drobeta. În bani vechi vine? În bani vechi vine 1,5 miliarde. Așa. 1,5 miliarde în bani vechi. Mulțumesc, că eu nu știu cu banii ăștia cu eu. Și eu vreau să le mulțumesc din toată inima celor de acasă, oamenilor care au pus bani în cont, indiferent de sumă. Oamenii au pus și 5 lei, au pus și 100 de lei și 10.000 de lei și așa mai departe. Oameni care au fost impresionați de povestea dumneavoastră și au vrut să vă ajute. Săptămâna viitoare, colega mea, Alexandra, o să se ocupe să îi luăm casă nepoatei. Da, mama, bunica, da. Deja am vorbit, da, mama, cu cineva de acolo din Drobeta, Turnul Severin. Da. Ne ocupăm și cumpărăm casă. Foarte ca să scrii dumneata acolo pe perete cum ți-ai dorit. Să scriu Ane Marie. Să-i scrieți un mesaj așa. Da. Să-l aibă toată viața acolo. Sunteți fericită că am reușit să îndeplinim visul? Să vă îndeplinim visul? Să stau cu ea pe loc, acolo, în peleceia. Cât mai avem ochite, știți, că nu o pot lăsa singură, că e copil. Nu o pot lăsa singură să stea în apartament. Și stau cu ea. Mai mă amărăsc eu, mai se amărăște și ea, mai trece și ea cu vederea ce să facă, sunt bătrână. Sunteți pregătită, bunica? Trebuie să mergem să căutăm apartamente, să vizionăm cât mai multe, ca să facem cea mai bună alegere. Sunt în Severin, sunt. Dumneavoastră, dacă sunteți pregătită să mergeți, o luăm așa la pas, merg. Din apartament în apartament, da, și căutăm. Și găsim, și găsim. Și vă promitem că o să vă ajutăm și cu tot ce vă trebuie în apartament, adică mulțumesc. De la veselă, sunt oameni care vor să vă ajute cu parchetul, cu mocheta, în cazul în care apartamentul nu are. Nu-i dau cratiță, nu le dau lingură. Cum? Și nu-i cratiță, cratiță și lingură. Nu-i dau lingură, rămân cu ele. Da. Da. Păi da, vă mutați acolo cu nepoata, nu? E bine, mama, e bine. E bine, cratițele și oalele mele sunt de ani și ani și ani de zile. Străbunica, oamenii au apreciat faptul că dumneavoastră la 70 de ani v-ați dus la maternitate și ați luat-o pe strănepoată și ați crescut-o. Am crescut-o. Mai bine, mai rău, mai... Ați crescut-o foarte bine. Căpactorița se sunea la pe... când mi ziceam să iau o pensia. Că mergem prin Parcul Rozilor și coboram scara așa ca să mă duc în gară să iau bani. Când a fost mică, luam cu căruscutul și coboram scara. Dar când s-a mai mărit, o lăsam jos pe pământ, coboram căruțul, luam un tătuceam, puneam în căruț și mă duceam la gara. Și asta pe la 70 și ceva de ani. La toate povestea, zice, Doamne, mamaia asta, dacă ați văzut-o, cum căra căruțul în spinare. Asta să fac. Mamaia asta este iubită de foarte mulți oameni care se uită acum la emisiune și care vă apreciază. Nu am fost o plinică, așa i-am... N-am putut să... N-am putut să fiu așa, bă, persoana așa parcă mi-a urât. Vreau să fie mai cu viață în ele. Să știi că trebuie să ai grijă de străbunica ta. Ea a avut grijă de tine până acum, acum dacă se îmbolnăvește sau dacă nu se mai poate, tu trebuie să ai grijă de ea. Să sperăm că nu o să se întâmple, dar ne ajutăm reciproc. Iar dorința cea mai mare a străbunicii știi care e, nu? Să înveți carte, să termin liceu, să te duci la facultate și să ai leafa ta. Să nu dezamăgești niciodată. Domnul Măruță, să vă spun că am făcut o poezie eu în mașină. Ați făcut poezie la 86 de ani? Da. Când a venit bunica pentru mine, am venit în mașină. Am fost mică mititică. Acum sunt o bătrânică. Fruntea mi se duce, ochii mi se pierd, dar eu am ambiție să calc pământul și să nu pierd. Bravo, străbunica! Să dea Dumnezeu să avem și noi mintea dumneavoastră fresh la vârsta asta și vreau să le arăt celor de acasă că weekendul ăsta, dacă tot ați rămas în București, ați mai avut parte de o bucurie. Alexandra a făcut tot ce e posibil ca să vă întâlnească cu o rudă cu care dumneavoastră vă înțelegeți bine, mai exact nepotul dumneavoastră. Da, nepotul meu, copilul, ăsta e cel mai bun, a fost primul nepot
Și asta a fost rugăciunea mea. A fost cel copilul? Mai cuminte. Copilului dumneavoastră? Da. A fost cel mai cuminte, că eu am 11 nepoți și 6 strănepoți. Haideți să vedem și noi cum a fost întâlnirea asta. Că e în București. Imediat a venit când a auzit, mama, hai că te duc acolo, hai că te duc acolo. Eu vreau să duc la Grigorian Tipa ieri, că eu am văzut când era. Dar zice, mama, e prea departe și e sluată. Și mă ducea mai mult în brațe când mă trimit, trecea pragul. Ați vrut să duceți la muzeu, nu? Da, și n-am ajuns acolo. Și m-a dus la o ceinărie să văd și o ceinărie acum. E bibliotecă, nu i-a luat de-a două cărți. O afacere și nu știu ce pe care mi-a luat. Boala ei. V-a schimbat peste tot bunic. Așa. Și nu ne-am mai pus, că nu mai știu. Că nu v-ați dus la muzeu Antipa și că ați stat cu nepotul pe care îl iubiți și cu care vă înțelegeți da, bine. Da, mă înțeleg. Deci nepotul este copilul meu al mic. Copilul meu al mic. Da. Haideți să vedem cum a fost întâlnirea asta, pentru că nu v-ați văzut de foarte mult timp și e persoana cu care, din toată familia numeroasă, sunteți poate în cea mai bună relație. Cum vorbește. Hai să vedem. Ce faci, Nadia? Bună! Ce faci, mamă? Nu mai plângi, mamă. Da, mă, nu-l mama, e 2 ani. Stai jos, mama, stai jos, să nu-ți fie rău, te rog. Stai jos. S-a obișnuit bunica cu emoțiile și cu atâtea surprize câte a avut parte în zilele astea. Toți am stat cu inima cât puricele ca nu cumva să pățească ceva, mai ales acum după tot ce a îndurat și are o șansă unică în viață, zic eu. Nu ți-era dor de Ane? Mi-e dor de toți, mi-e dor de toți din oraș, mi-e dor de locurile în care am crescut, de bunica. Ceea ce nu s-a spus este că bunica a avut grijă de mai mulți nepoți, a avut grijă de toată lumea, e un stil de viață. Gata, mama, e numai trenera. Cât eram la masă? Am fost și 13 și 14. Era la masă și eram singura care aducea banul și găteam. Prin vremuri grele. După mai bine de 2 ani de când nu s-au mai privit ochi în ochi, străbunica Ane și nepotul Andrei s-au pus pe depănat amintiri. Cu toții spuneau povești din trecutul lor. Lacrimile de fericire n-au dispărut nicio clipă de pe chipul străbunicii Lili. Bunica, cum te simți acum? Cu nepotul într-o poartă, cu strănepoata într-o parte? Foarte fericită. Că mai trăiesc și mai văd. Și tare aș vrea să mai trăiesc și mai văd și mai fericit de moarte, dacă tu vrea Dumnezeu. Lasă-mă, mai e că acum o să fie bine. Acum, dacă ai asigurat mai mult decât minimul confort, o să vezi că o să fie bine. Cum o vrea Dumnezeu, mamaie? Ne-a crescut pe toți. Toți nepoții am trecut pe sub mâna dânsei și se pricepe. Acum a trecut la strănepoți și sperăm să apuce suta, chiar să o treacă. Doamne ajută! Am fost la facultate, unde vrea să ne-a dus acolo la foarte facultate. Bine, foarte bine, te ții de treabă. Dacă rămâi umilă, nu umilită, umilă și îți vezi de treabă în continuare, nu ai de ce să nu reușești. Eu asta cred. Cum ești, Ane? Fericită. Asta vreau să aud. Asta aveam nevoie să aud și acum că suntem la oaltă, trecem peste împreună. E mai simplu așa, când vă țineți tu cu toții de mână? Da, e mai simplu. Parcă e mai ușor să treceți peste orice, bunica. Da, așa e. Extrem de încântat de faptul că bunica lui a fost ajutată de oameni mimoși, Andrei, nepotul preferat al străbunicii Lili, în vârstă de aproximativ 28 de ani, n-a ezitat să-i dea câteva sfaturi lui Ane. Tu ești singura care vei putea permite oamenilor să te doboare sau să te ridice. Mama te-a dus până aici, o să rămână toată viața în mintea și... Astea nu ți le va lua nimeni. Ce faci de aici mai încolo contează serios din partea ta. O să realizezi mai târziu ce șansă ți s-a oferit acum în viață și dacă tragi cel puțin cum ai tras până acum, o să ai tu grijă de mamaie. O să aibă spor. Da. Eu mă simt un pic în plus aici,
Nu ești în plus. Nu, adică e momentul lor, e momentul lor. Asta e tot ce pot să spun. Noi acum îi ținem pumnii ca toate astea să nu copleșească nici pe ea, nici pe mamaie. Și frica mea acum, vedeți că e greu să mă concentrez, e să nu mai tremure așa, să se obișnuiască cu ideea. Povestea de viață a străbunicii Lili este ruptă parcă din filme. De când se știe, a avut rolul de stâlp al casei și nu i-a fost deloc ușor. A avut de hrănit până și 12 guri deodată, dar nu s-a dat bătută. Din contră, a luptat mai mult și mai mult. Spune-mi, ce-ți amintești din copilărie? Lucruri frumoase din copilărie pe care le-ai trăit, momente frumoase pe care le-ai trăit alături de bunica. Acasă, la bunica. Momentele frumoase au fost îmbinate cu greutăți, dar tocmai astea le-a făcut frumoase. Faptul că am avut mereu un sprijin, am știut mereu că orice s-ar întâmpla, avem unde să tragem. Și a creat, prin treaba asta, mama a creat în toată familia o siguranță. Chiar dacă am fost săraci... Am zis, nu murim, vedem noi. Chiar are o vorbă. A zis că mai punem o cană de apă și mai lungim ciorba, da, și mâncăm tot. E loc pentru fiecare. Așa ziceam. I-am iubit, i-am legat, nu le-am răzvățat cu jucării, cu că mama lui a zis, nu le-ai dat nicio jucărie la niciun nepot, nu, soacra cu trei nurori, eu nu dau păpuși, ție îți dau mare, unul la altă îi dau mică, la altă îi dau cu capul roșu, la niciuna nu vă dau păpuși. Veniți la mine, ciorbă de cartofi am, vă pun pe toți la masă, să mâncați, cu ce pot vă cresc cu educația, cu papagalul, dar cu păpușile, gata. Așa ceva n-am dat. Ce-ai? Nu am dat. Așa e? Da. Ne-a creat un stil de viață. Am fost săraci. Încă pot să zic că sunt sărac, dar ne-a învățat să ne creăm singuri un drum în viață. M-a sunat lume care zicea, băi, nu-mi vine să cred. Aia e bunica ta? Da, e bunica mea. N-a ieșit niciodată în față, nu? Întotdeauna a fost în spate. Pentru noi au fost niște lecții extraordinare. Ești mândră bunica de ei? Da, sunt foarte mândră de ei. Mi-e pare rău că își pune romanța aia, că îmbătrânesc și îmi pare rău și ani râd de mine. Aia sunt eu. Dar Dumnezeu cât o vrea mă ține, cât o vrea. Dar nu mă las. Așa, nu mă las. Important. Cal pe pământ și nu vreau să pierd. Așa, mama, așa. Trebunica, weekendul ăsta v-ați întâlnit și cu nepotul preferat. Deci este băiatul copilului dumneavoastră. Mic, da. Copilului dumneavoastră al mic, nepotul. Da, bine nepot. Foarte și un băiat foarte deștept, unchi. Andrei, și ce frumos a vorbit și ce mult și ce frumos vă respectă și ce grijă are de dumneavoastră. Un băiat care o urmează în carieră pe bunica. Lucrează și el tot într-un cabinet stomatologic. Da, eu am fost tehnicienă dentară și zice, mamaie, că lucrez la construcție. Întâi am făcut muzică, a cântat la violoncelă. Nu i-a mers, a făcut liceu. Și pe urmă a lucrat aici, în București, la construcție. Și a făcut la un medic stomatolog, apartamentul. Medicul stomatolog, Andrei, gata, pauză, cu losapa, cu lopata, cu căldările, gata. Îmi vezi meseria asta. Primesc un telefon. Mamaie, ce faci, copii, copăcei, îți dau o veste bună. Dar să te ții tare. Nu știam ce veste. De ce zic, ați găsit casă, îți merge bine? Mamaie merge perfect. Să știi că ți-am furat meseria. Așa bucurie am avut și învață tehnica dentară. Este un băiat foarte inteligent, am înțeles că e un băiat foarte credincios și un băiat care vă iubește foarte mult. Foarte cumintesc, a fost preferatul meu nepot. Că mai am nepot, dar sunt mai mici, sunt mai... Da, ați văzut ce a ținut minte? Așa e mai plâng. Ați văzut ce a ținut minte? Ce l-ați învățat dumneavoastră? Că dacă aveți o oală de... Da, asta vorba aveam. Mai pun o cană de apă, lungesc ciorba și saltul pe toți. Asta vorba aveam. Ați avut grijă de toți nepoții, de toată lumea. Vă simțiți singură, bunica? Asta vorba aveam, n-am trăit pe picior mare, dar o mâncare o aveam zilnică. Vă simțiți singur acum? Un coleg de-al meu la serviciu, când m-am dus la stomatologie, acolo la bătrânețe, tineret care nu mă cunoaște, mă, băi, știți cine e bătrâna asta?
a lucrat atâția ani și a lustruit la lucrări până a nebunit. Avea copiii pe capul ei, băga un cotoi de pasăre în oală și creștea copiii. Voi știți ce a făcut mă femeia asta? Voi nu știți. Și băi, ce dracu, dacă lustruiți o lucrare, vă intră praful în gâț, dar lui mama nu a intrat praful în gâț. Mă, nu îi spune, mă, platule așa, nu, că copiii nu mă știe. Lasă să știe, să știe, să știe și ei. Mamaie, vreau să vă întreb, vă simțiți singura acum, la 86 de ani? Dacă sunt cu ea, nu mă simt singura. Dacă vă spun, pleacă la școală. Și are de la 12 la 5, la 6. Și la 6 și 10 e acasă. La până 5, până 10, deja ies în poartă. Și o văd de unde vine. Are program de la 1 seara la 7. Eu nu mai stau în casă nici bătută, stau în stradă să o văd eu. Să o văd eu din ce direcție vine. Nu pot să stau fără ea. Mi-a cerut-o mama unei colegi de aici de la școală să o las la țară. Nu o las, eu singură nu o las. Unde sunt eu să fie și ea, unde ea să fie și ea? Dar știți că sunt oameni care vor, de exemplu, să o ia pe Ana Maria, să o ducă într-o tabără de schi, să se ofere și ei vacanțe. Nu-mi place. Nu. Lângă mine, să stea lângă mine. Deci nu o lăsați singură? Nu. Păi are 16 ani, mamaie. Nu, tocmai acum sunt anii cei mai periculoși. Anii întrebărilor. Ani întrebărilor și ani ai curiozităților și nu-i dau voie. Păi și... Are timp. Are timp să învețe carte. Să învețe carte? Atât. Păi nu poate... Păi și... Merg cu ea în oraș, merg cu ea în piață, mai merge păi și ea... dacă zice așa la să se întâlnească cu un băiat, vă duceți cu ea? Nu are voie. Dacă pleci, mă uit. Ani Marie, dar ce stătuși atâta la coadă? Mamă, popul, mă, fă multă lume la farmacie, uite, mi-a de multul la farmacie sau ceva. Mă, ce te feri așa? Bă, e coadă. Când vezi că e coadă mare, vei acasă, nu stai. Da, bunica, poate mâine, poi mâine vrea să întâlnească și acum băiat. Are mâine, poi mâine, dar nu acum. Nu acum? Acum îi dau voie, nu îi dau voie. Păi și cum, mică, poate... N-are nici 17 ani, e mică încă. Nu, îi dau voie. Îi dau voie, sunt eu în felul meu rea, am o idee fixă. Îi dau voie. Deci nu are voie la să aibă prieteni. Nu vreau să aibă voie cu nimeni. Cu mine, peste tot cu mine, o duc peste tot. Păi și când o să poată să fie ea singură așa? Cât uite eu, adică nu o să fiu, că noi mai putea merge atunci să duce, dar atunci trece timpul și mai crește și ea un pic. Are grijă, mai bunica. Crește și ea, mai vede și acolo și acolo și acolo. E teamă să te lase singură? Pentru la ședință mă duc întotdeauna, că pot, că nu pot, mă duc și la ședință, școala la etaj. Cum pot eu, urc eu scările, dar mă duc la ședință. La ședința cu părinții, da? Da, n-am lucit nimic, niciodată, nici la grădiniță, nici la generală când a fost până în clasa 8-a și nici la liceu. Eu mă duc, eu sunt tata și mama. Tata și mama? Da, eu sunt. Când o închide ochii, potopul. Nu e, pentru că ați crescut-o și bine și n-are ce să se întâmple. Și eu nu știu, că de-aia vreau să aibă pereții să nu rămână pe stradă. Dar s-a rezolvat, bunica. Și le mai mulțumesc încă o dată oamenilor care se uită la noi, pentru că... Nu vreau să rămână pe stradă, că dar nu rămâne, bunica. Și zice, să vă spun acum ceva. Mama ei, fata lui fie mea mică, s-a înșelat de fată mare și a născut-o pe ea. Și dacă știau copiii, știe copiii că nu ești, au ele o idee fixă și nu o să aibă grijă de ea. Ce zici, un copil aruncat. Eu nu m-am aruncat de ea. E carne de carnea mea, mi-am crescut-o. Dar bunica, nu vă mai gândiți cu casa. Are casa ei acum? Da, mama. Pentru că, încă o dată, vreau să spun, cei de acasă au pus bani în cont și am strâns aproape 34.000 de euro. Nu. Doar afișând conturile la ecran, 34.000 de euro, un miliard jumate, ca să înțelegi, mata bunica, în bani. Iar Alexandra, colega mea, va merge la Drobeta Turnul Severin. Da, mama, am vorbit cu agenția imobiliară, da? Ca să vă găsim un apartament și să fie pe numele ei, da. Ca să înțeleagă toți cei care se uită, banii puși de oameni vor merge în acest apartament, da. Care să fie pe numele ei și să știți că toată viața ea va avea o casă, un loc al ei. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult. Asta e visul meu. Să aibă salariu în buzunar și să aibă pereții. Atât. Nu vreau mai mult.
Nu vreau să-ți fie la mila la bărbat, că nu știi ce nimerește. Nu știi ce să oferă soarta, i-am spus. Ani Marie, nu știi ce să oferă soarta. Nimerești un bărbat bun sau nimerești un bărbat nebun? Vrei și tu un ciorap, vrei și tu să iei ceva, să zică du-te la muncă, dacă vrei să-ți cumperi. De ce să stea la mila lui? Nu să aibă banii în buzunar. Ați lipsit aproape o săptămână de acasă. Vă e dor de cineva de la Drobeta, Turnul Severin? Nu mi-e dor de nimeni. Dar lemnele, ce-o fi cu ele? Că v-am dus lemnele. Am spus, vreau să iau lemne. Iau acum trei, că am vorbit cu doamna, trei astea, le bag în casă, că am o sală și o cameră. Și când le termin, mai vine și încă că sunt trei baloți. De... baloți, da. Și n-am unde să le depun, că dacă îl țin în curte, bai și foc. Da. Mi-a dispărut toporul din curte. Noi sperăm să nu mai fie nevoie de toate lemnele și să vă puteți muta mai repede la apartament. Săptămâna viitoare, dacă găsim apartamentul, vă și mutați. De aia spun, trei baloți varim până la... Da, bunica. Că mai durează. Trei pale de lemn. Până la, prin notaria, prin asta, mai durează un pic. Și am și un foc. O să aveți foc. Deci de nu vă e nimeni, nu dor de nimeni de acasă, că poate se uită oamenii din Drobeta, Turnul Severin, să-i salutați. Nu m-a întrebat nimeni nimic. De multe ori poate n-am avut. Și m-au întrebat din copiii mei, ai, nu ai, îți trebuie să venim să-ți aducem. Nu. Dar nici eu nu le-am deranjat dus-o acasă. Nu m-am dus, n-au venit. Bună ziua pe stradă și la revedere. Asta a fost toată prietenia noastră. Când ururile le-am avut de la țară și s-au fost învățate de părinți, să ții pe soacră sau departe. Să ții pe soacră sau departe. Uite cum a stat departe. N-am vrut să le supăr. Cu nimic nu ne-am supărat. N-am cerut nimic. Nu măcar un ciorap. Onorădea mea făcea afacere, ieșiseră baticuri de la colț mare, așa. Făcea afacere cu ungurii, cu Suceava, cu... Nu știu eu pe unde se ducea. Și îi spun... Ica, zic, dă-mi fi mie bazmaua asta, că-mi place că e culoare închisă, maro, și îți dau banii de două ori. Nu fac eu treaba aia, mi-e întreb pe bani. A făcut eu. Și Dumnezeu mi-a ajutat, nu știu cine a venit la mine, și mi-a dus bazmaua. Păi așa e, Dumnezeu vede și... Zice, ți-ai făcut roze bazma? Zic, uite, am făcut roze bazma și n-am nevoie de mâncă ta. Ana Maria, de mâine la școală, nu? La școală, la colegi. Și o să-i rog pe colegii tăi, dacă se uită la emisiune, să aibă grijă de tine, pentru că și tu și... Toate o iubesc. Pentru că și tu și străbunica ta sunteți niște oameni extraordinari. Iar săptămâna viitoare mergem la Drobeta, Turnul Severin. Mama. Alexandra merge, găsim apartamentul, semnează actele și bunica noastră cu pixul, vreau să scrieți acolo. Așa, Ane Maria Ardeleanu. Ane Maria Ardeleanu. Pe perete scrie. Pe perete scriu. Și punem pe numele ei apartamentul. Da, mamă, pe numele ei, nu pe al meu, că dacă ești pe numele meu. A, vine nora, vine că, păi da, a murit bătrână și suntem moștenitori. Nu fac eu treaba asta. Stau cu ea pe un loc, îmi văd de treabă și să aibă ea prostul ei. Cratița ei, tigaia ei, își cumpără ea dacă mai rămâne din bani ceva. Vedem noi acum. Dacă nu îi dau, craticile mele ale vechi de pe timpuri. Da, mai cu gurică, mai cu toarce rupte, mai îi dau eu ceva. Rezolvăm și cu cratițe și cu tot. O să... Bunica, cred că cel mai bine e să plecați mâine dimineață. Da, vă mai ținem noi o noapte la hotel. Da, mama. Pentru că e periculos noaptea, nu, cu zăpadă, noaptea, e drumul noaptea. Greu. Și totodată să mai și vedem traseul, drumul să-l mai vedem. Că am călătorit foarte mult cu trenul când era soțul ofițer. Dar n-am mers așa pe prin comune cu mașini. Ca să... Și vă place să stați, vă uitați pe geam? Da, mă, uite, am văzut. Dar când am venit în coacea, Pitești nu l-am văzut, mi-a fost rău în mașină. M-am potinit un pic, mi-am paltonul, că de-asta e un porfal, cam alt palton. Dar să-l fac gem așa și nu se cunoaște, nu se cocoloște. Și am pus așa, m-a părat puțin somnul și așa a țipit puțin. Și imediat mi-am revenit. Să vă dea Dumnezeu sănătate, bunica, să fiți tare. Să știți că eu mă bucur foarte mult că ați venit la noi la emisiune și mă bucur că împreună cu cei de acasă am reușit să vă ajutăm așa mult. Da, mulțumesc foarte mult la toată lumea care m-a ajutat, să le dea Dumnezeu sănătate și să trăiască mai mulți ca mine, 100 de ani de pășit să trăiască. Că eu am trăit până 86 de ani, dar necășită, mai așa, dar i-am trăit. Eu am zis de multe ori, nu aveam ce fac de pâine,
Lasă că noi muri tot eu m-am îmbărbătat. Noi muri, o-i vede eu ce-i face. Și asta pe mine m-a ținut. Asta mă ține, că sunt o fire veselă, nu știu. Nu pot să stau așa. Eu fug de persoanele alea care se uită la unghia de la picior. Nu le sufăr. Să fie veselă, ce-am spus eu, când vorbești Ane Marie cu cineva, te uiți la persoana și vorbești în ochii ei să te uiți. Nu persoana vorbește cu pereții și tu te uiți pe azi pereță. Așa m-a educat-o și pe copil am tot așa. Deci, așa ați învățat-o, da? Da, mama. Iar băiatul ei cum trebuie să fie pe care o să-l cunoască? Nu știu, că nu pot să-ți dau seama. Generația de acum nu o cum mai cunosc. Ce văd, ce-mi vede ochii, n-aș dori. Ce-mi vede ochii pe stradă, n-aș dori să aibă parte. Adică? Da. Mai așa, mai cu tupiu, obraznici. Nu. Depinde ce vrea soarta, nu poți să spui. La așa ceva nu te poți aștepta. Cum vrea Dumnezeu, așa va fi. Cum vrea Dumnezeu, așa va fi. Degeaba zic eu, vreau să fie nu știu ce. Și dacă nu poate să ajungă acolo. Nu. Să nu se întindă, să nu întindă coarda prea tare, că se rupe. Mai așa, mai micuță, să se întindă mai mic. Așa am învățat-o eu. Am învățat-o și cu bani. Dacă ea a cumpărat, v-am spus. Ea dacă a căpătat un ban ca alți copii, să duce, sare într-un picior, să duce tot înainte, ea nu. Uite, mamă, căpătaia atâta. Uite, mamă, căpătaia. Bravo, mamă. Așa s-a învățat. Așa s-a învățat. Bravo ție. Și de multe ori spun, bine, mă, Ane Marie, tu astăzi, că nu mănâncă mâncare gătită, asta mă supără. Mănâncă răcituri. Zic, bine, mă, Ane Marie, tu plecași. E 7 ceasul. Ce mâncași tu astăzi? Mâncai eu. Ce mâncași, mă, mamă, mă? Mâncai cornul leu. Aia e mâncare, mă, mamaie. Hei, mamaie, nu să mai fie nevoie să mănânci un corn de un leu, pentru că banii aceștia o să vă ajute și în același timp ea o să termine liceul, facultatea, o să aibă salariul ei. Să fie, să-i dea Dumnezeu sănătate și să mă pomenească, că eu cred că ea singura care m-a pomenit din toți, că restul nu. Sunt cu casele lor, au copii, au necazurile lor, dar ea deocamdată poate să aibă grijă de mine, că n-are tinicheaua legată de spate. E singură. Când o avea tinichea legată de spate, atunci poate noi mai trăi până atunci. Mă dă la o parte și își vede de casa ei. Lasă bunica că trăiți, mergem la nuntă. Nu, ce bine ar fi. Păi mergem. Ana Maria, mă bucur să ai grijă de bunica ta și să aveți drum bun mâine. Bunica, hai să vă mai iau o dată în brațe. Da, mamai. Și să vă dea Dumnezeu sănătate. Da, mamai. Opa, stați așa că este. Aici, bunica, vă mulțumim mult de tot, din toată inima. Și eu vă mulțumesc. Să aveți grijă de dumneavoastră. Și pe Alexandra. Alexandra vă iubește mult, să știți, colega mea care a venit să filmeze acolo totul. Și să știți că noi o să vă mai sunăm și avem grijă de dumneavoastră. Dumnezeu sănătate. Și v-a spus să depășiți anii mei, deși eu nu-i doresc mai mulți, ca să-mi ia purnica din mână, mai bine să mă ia Dumnezeu. Dacă tot vrea Dumnezeu, mă ține. Atâta spun. Doamne ajută! Doamne ea ajută. Este străbunica Lili, care la 70 de ani s-a dus și s-a luat strănepoata de la maternitate și iată-o aici la 16 ani pe strănepoată. Iar cu ajutorul noastră, oameni buni, cei de acasă, am reușit să-i luăm străbunicii și strănepoatei o casă acolo la Drobeta, Turnul Severin. Colega mea, Alexandra Florescu, o să meargă și o să vedeți și dumneavoastră, cu ajutorul dumneavoastră, ce am reușit să facem și, de fapt, unde sunt banii dumneavoastră, o să vedeți. Vă mulțumim mult! Să rămână! Să rămână! Să rămână! Să rămână! Dacă n-ar fi fost ce aș fi făcut, Doamne? Doamne, ce aș fi făcut? Lăsați, Doamne ajută!